Cum și alege o mamă medicul care urmează să nască, o viitoare mamă? Care sunt criteriile după care ar trebui să se uite? Asta este mai greu de spus. Așa, deci fiecare pacient vede un medic și un medic și o persoană apropiată sau prietenă. Deci este subiectiv alegerea fiecărei persoane pentru un anumit medic. Dar în primul și în primul rând trebuie să aibă încredere în medicul respectiv. Deci cel mai important lucru să aibă încredere. Și atunci, de aici fiecare cum consider, cum vede chestiunea de raport sau de relație interumană sau cu publicul, sunt multe criterii. Eu de aia nici nu recomand medici la pacienți, nici pe mine nu mă recomand. Eu văd medici într-un fel și pacientul vede medici în alt fel. Poate ar putea să recomand un medic și medicul respectiv, care din punctul meu de vedere e foarte bine pregătit profesional, să-i spun un cuvânt care nu-i pică bine și... Deci este chestiunea foarte importantă, relația între medic-pacient și încrederea pacientului în doctor. Asta este, după părerea mea, sistemul care, principiul pe care își alege pacientele doctorii. Altfel, așa, deci doctorii nu știu ce trebuie să facă, urmărirea sarcinii, avem niște protocoale după care le urmărim în toată lumea, sunt cunoscute cam ce se fac, investigații, ritmul de investigare care este lunar la început, mai des dacă apar ceva probleme, pe parcursul sarcinii se urmăresc, când se fac, știm exact când se fac investigații prin depistare de malformații, boli asociate din timp, se caută, deci avem multe posibilități față de cum nășteau părinții noștri, alte posibilități. În care sunt principalele astfel de teste sau proceduri? Ce se recomandă vitalele? Păi, în principiu li se face un examen medical general la început anamnestic, în care se caută și anumite boli sau ceva, dacă există, dacă au avut naștere cu probleme, sarcini pierdute, tratamente de sterilitate, afecțiuni cronice cu care trebuie să facă copilași, unele chiar cu, cum este de exemplu, diabetul sau alte afecțiuni care merg cu sarcina paralel, și să fac investigații, analize și în plus de asta se urmărește și cu ecografica. Ecografia este un mare ajutor pentru noi acum. Ecografii, în general, facem cam obligatoriu 3 ecografii la luare în evidență, care să vedem dacă corespunde sarcina ok, în regulă cu ea. Facem ecografie morfofetală cam la 20 de săptămâni, în jur de 20, între 18-22, pe la 20 de săptămâni, unde se văd dacă copilașul are ceva malformație vizibile ecografic, și după aia, după 7 luni, când se apreciază mărimea, poziția fătului, deci pentru pregătirea pentru nașterea, sunt cam obligatorii ecografii, dar în general noi urmărim ecografic practic la fiecare consultație. Deci o dată pe lună când vedem gravidă, vedem cu ecograful. De cele mai multe ori cu ecograful, în consult ginecologii nici nu face numai dacă chiar este ceva simptome sau ceva în plus, are ceva simptome subiective sau altfel. În rest, cu ecograf vedem copilaș și urmărim cu ecograf. Și pe ecograf se vede și cum crește copilaș, cum se dezvoltă, cum celelalte placentă, toate cum sunt, așa. Investigații facem dublu test sau triplu test pentru depistare de malformație, special pentru sindromul Down. Sindromul Down este unul care ne mai poate scăpa, este un pic de off așa, un pic trebuie să fim mai atenți cu el, pentru că morfologia ecografică la sindrom Down este puțin modificată față de un făt normal cu mâini mai scurte, membre mai scurte, gâtul mai scurt, apar niște semne ecografice pe care le căutăm, dar nu sunt niște modificări, dacă nu ești pe fază, așa poți să scape. Dublu test, triplu test, ca pentru sindromul Down am ca aceeași predictivitate procentuală. Dacă apar modificări semnificative la test biochimic, cum îi spuneam noi, dublu, triplu test, atunci se face amniocenteză. Facem amniocenteză și determinăm cariotipul sau boală genetică, dacă este cazul. Altfel urmărim sarcina așa obișnuit, mai facem pe la între 24-28 de săptămâni, mai facem un test de toleranță la glucoză, să nu fie cumva un diabet gestațional, și urmărim cum se dezvoltă copilul. Mai târziu, în urmărire ecografică, dacă apar ceva semne de întârziere în creșterea intrauterină a fătului, urmărim cu sistemul Doppler, ecodoppler de circulație prin cordon, prin placentă, prin arterele cerebrale la copil și
Asta este sistemul care urmărim copilașul. Spre final îi facem și o monitorizare cardiotopografică și ne pregătim de naștere. Deci aici fiecare cum vede problema. Deci eu personal optez pentru naștere naturală. Mi se pare că asta este normal. Dar nu sunt absolutist sau țin cont și de părerea pacientelor, de frica lor, de alte probleme care sunt așa, nu forțăm nota sau ceva, dar unde toate condițiile sunt îndeplinite, e ok. Deci o naștere naturală nu este chiar bună. Unele femei preferă și am constat în ultimul timp că, în general, femeile mai instruite vor să nască. Nu le așa de frică, sunt mai instruite, mai se documentează, mai cunosc și vor să nască. Nașterea nu mai este ca și înainte cu urechea și cu simțurile clinice. Pune monitorul pe gravidă, parturiente cum se numește, pune monitorul, cardiograful, pe a vedem exact contracțiile, cât sunt de dese, de tari, cum reacționează copilașul la contracții și dacă totul decurge normal, fără, nu este nicio problemă. Dacă apar modificări, imediat se văd. Deci au și aparatul ne anunță și noi vedem tot de unde apar modificări, imediat putem să intervenim. Nu este nicio problemă, nici că, mă rog, cu circulară sau cu alte chestiuni. Dacă circulara este strânsă și apar modificări, intervenim, facem cezareană, dacă da, dar facem analgezie epidurală la naștere, deci altfel te poți să te controlezi că nu te doare și foarte, foarte puține sunt care nasc live, cum s-ar spune, cele mai multe fac o analgezie epidurală. Chiar dacă pornesc la început, moment, vreau analgezie. Deci, no, e reconfortant altfel și atunci suporți altfel, pentru că avem un număr mare de cezariene și tot mai multe femei nasc prin cezariană, fiindcă cam două aspecte din punctul meu de vedere, așa. Deci creșterea este și o creștere relativă, așa, și o creștere întreținută. De un fel de modă, este și un fel de modă nașterea prin cezariană și este și întreținută și de doctori, așa, în sensul că pacientele multe nu mai au răbdare să nască. Asta este un aspect. E de fapt societatea actuală rapidă, fără repede, fără, cum să zic, fără răbdare, repede, și femeile după 2-3 ore de dureri, de multe ori nu mai vreau cezariană. Asta este un aspect. Este o modă că nasc prin cezariană, că nu mă doare, că nu mi se întâmplă nimic, nu mă rup în ghilimele, cum se spune, că nu se întâmplă așa. Este alta și este întreținută puțin și de doctori, pentru că este mai reconfortantă pentru doctor cezariană. Deci o naștere nu este la o oră potrivită de cele mai multe ori, este cam nepotrivită. Noaptea durează mult mai mult. Dacă noi înregistrăm nașterea, travaliu tot înregistrăm și contracții și bătăi, avem document înregistrat, totul e ok. Dacă se întâmplă ceva cumva cu copilașul, există întotdeauna rezerva. De ce n-ai făcut cezariană? Există rezerva. Chiar nu poți să documentezi întotdeauna, să documentezi, să argumentezi, chiar dacă argumentația există înregistrată. Dacă se întâmplă, ce n-ai făcut cezariană? Pe când, dacă ai făcut o cezariană, chiar dacă se întâmplă ceva, nu se prea face mai mult. Deci e reconfortant. Am făcut cezariană, chiar dacă se întâmplă ceva, nu se prea face mai mult. Și atunci unii doctori chiar întrețin chestiunea asta, așa că este și o creștere relativă, așa, și o creștere absolută. De fapt, e în creștere numărul cezariene în toată lumea, tocmai din cauza societății care... Există avantaje pentru mamă și pentru copil în cazul nașterii naturale, care să nu apară, da, în cazul cezariene? Sigur că există, sigur că există. Deci, refacerea, adică hai să încep cu... O mamă care a născut prima dată copil și al doilea copil cezariană este foarte dezamăgită. Cam vreo 2-3 zile. Foarte dezamăgită. Vreo 2-3 zile. După aia se obișnuiește cu ideea și trece și totul este ok. Pentru că după cezariană se așteaptă ca să fie ca după nașterea normală, care nu este așa. Deci după naștere, după ce ai născut, totul este perfect. Nu mai este absolut nimic. Absolut nimic. Poți să mănânci, să te plimbi, să
absolut totul ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Pe când după cezăreană te trezești operată. Asta e deosebire care femeile nu știu. Nu știu, care n-au răscut niciodată, consideră că așa este, dar te trezești operată. Operată înseamnă sondă urinară, nu poți să urinezi, nu poți să te miști că te doare, nu poți să alăptezi atunci chiar la început, deci nu poți să te miști, nu poți să mănânci, nici nu-i voie, spune, păi nu pornește tranzitul, deci sunt niște restricții, ca și operată. Dar dacă ar fi să supere o altă operație fără să fie mămică, ar suporta și mai prost. Psihicul este bun și cezarele, în general, într-o zi, două, trei, deja repede și revin. Cele mai multe acum la noi și cezarele se fac prin anestezie epidurală și cu cateter, și atunci când anestezia începe să termine și începe să apară durere, se poate administra pe cateter doză analgetică numai, să nu te doară, și atunci deja e mult mai confortabil și cezaria e mai confortabil. Dar oricum stau cu sondă puțin. No. Și refacerea după cezaria este mult mai lentă. Și, mă rog, că rămâne cicatrice, le facem cicatrici destul de estetice, nu prea se văd, dar nu poți să faci efort imediat, nu poți să te reabilitezi imediat. După cezariene, două luni eforturi mici, numai după 6 luni se pot face eforturi obișnuite. Deci o perioadă de efort și dacă pui la efort cicatricea, se face urâtă, se face groașă, să fibrozează organismul, să face o reacție de fibroză ca să reziste cicatricea la efort și apare inestetică. Altfel, na. În față de nașterile normale, care sunt mult mai... Deci nici nu... Pentru bebeluși există diferențe? Pentru bebelușii, bebelușii supuși la travaliu sunt mai vigilenți, mai stresați, mai cu reactivitate mai bună. Deci ei sunt stresați și ei puși la efort și organismul lor reacționează, ca și cum spus la stres, spus la hipoxie, când se contractă uterul, nu mai vine sânge la copilaș. Și atunci copilașul este pus la un stres și organismul îi reacționează și face sinteza lui de cortizon, de adrenalină, de tot pus la stres. Deci copiii născuți sunt mult mai pe fază decât cei scoși prin cezăreană. Scoși prin cezăreană avem de multe ori surpriză să fie un pic mai moi, în ghilimele, puțin așa, până se adaptează puțin.